Bună ziua! Așa cum am promis, în urma discuțiilor pe care le-am purtat săptămâna trecută, marți, joi, vineri, inclusiv vizită de lucru, întâlnire cu conducerea, astăzi a avut loc întâlnire cu Colegiul Medicilor, adică cu toți medicii șefi de secție, dar și cu întreaga secție de pe Centrul Primire Urgențe. S-au pus lucrurile pe masă, s-au discutat la rece, căutând soluții cât mai bune. În această perioadă a avut loc și un schimb de experiență și cursuri care s-au făcut la Târgu Mureș, la care au fost prezenți medici de la Roman. Da, doamna doctor Tălmăcel, medic șef CPU, doamna asistentă șefă de pe CPU și eu. Cursul s-a ținut la Târgu Mureș, unde a fost, trebuia să fie și domnul doctor Arafat, dar n-a putut ajunge. A fost domnul doctor Călin Alexandru, doctorul Borcea, care este consilierul secretarului de stat. Secretar de stat și doamna doctor Cimpoieșu de la Iași, unde s-au dezbătut problemele legate de CPU, probleme care sunt la... Deci toți aceleași probleme sunt peste tot, legat de pacienții care așteaptă foarte mult și care sunt nemulțumiți. Și tot acolo ne-au spus că, într-adevăr, standardul de calitate diferă pentru fiecare. Dacă pacientul dorește ca dumnealui când vine să fie văzut cât mai repede, să nu aștepte și eventual calitatea, dacă ești văzut foarte repede, nu poți să pui bază și pe calitate, medicul pune accent pe calitate și atunci preferă ca pacientul care îl vede să fie tratat corespunzător, iar cel care așteaptă în momentul în care îi vine rândul să poată fi văzut cum trebuie și să fie mulțumit de actul medical. Pentru că se așteaptă foarte mult, cei de la DSU au hotărât și cu Comisia Interministerială între Ministerul Sănătății și Afacerilor Interne au hotărât să modifice perioada de așteptare. Acele 5 coduri despre care tot am spus vor modifica perioada de așteptare. Dacă pentru primul cod roșu rămâne 0 minute, să spunem, și codul galben 10 minute, pentru codul 5, care sunt efectiv consulturi, se va ajunge la 6 ore de așteptare, tocmai pentru ca pacientul să nu mai spună: domnule, au trecut cele 120 de minute și eu încă sunt în sala de așteptare. Da, am fost și eu informat cu ceea ce s-a întâmplat acolo, s-a vizitat și Centrul de Primire Urgențe din Târgu Mureș, se pare că noi suntem pe un start foarte bun aici la Roman. Am înțeles că toți se lovesc de acești timp de așteptare. Eu nu sunt medic și încerc din punct de vedere managerial să influențez pozitiv activitatea. Am înțeles că de la cele 120 de minute, adică 2 ore, cât era timpul de așteptare pentru clasa 5, se va trece la 6 ore, care deja sunt aprobate. Mie unul mi se pare foarte mult. Mi s-a spus că în străinătate acest timp este până la 9 ore. În America până la 24 de ore. Iar în America până la 24 de ore. Sunt într-adevăr lucruri pe care poate noi le percepem un pic mai diferit. S-a spus că foarte mult atunci când se discută cu pacienții, mai ales cei care vin de afară, cei care așteaptă foarte mult la spitale de străinătate, nu-și permit să facă niciun comentariu și niciun fel de reclamație pe acolo. În schimb, aici imediat se ridică problemele, dar eu vreau să revin la situația Centrului de Primire Urgențe, pe care împreună noi vrem să o optimizăm. Drept pentru care am luat mai multe decizii și anume dorim ca prioritizarea cazurilor să se facă mult mai atent și să se înțeleagă foarte bine că nu-i pe principiu primul venit și primul servit. Adică dacă cineva este acolo și așteaptă deja o oră și vine altcineva într-un caz de urgență pe o clasă mai ridicată, automat va fi preluat celălalt. Nu zice: domnule, dar eu aștept de ceva timp. Da, da, fiind primire urgențe, acolo îi vor, primează urgența. Și nu înseamnă că tu, dacă deja aștepți de o oră, trebuie să fii primit, dacă vine cineva cu o plagă deschisă la cap sau cu o altă problemă care necesită o urgență majoră, ca să spunem așa. În același timp, s-a propus aici și voi susține în perioada următoare
Organizarea Asociației Pacienților Spitalului Municipal de Urgență Roman ca partener de discuții, ca cunoaștere a realităților, astfel încât să poată exista un partener de dialog instituționalizat. Cred că e o propunere foarte bună, o voi sprijini în perioada următoare și când spun că o voi sprijini, adică o voi tutela, o voi susține de asemenea, să zic, mod în care să ia ființă, neimplicându-mă în vreun fel ulterior în acest gen, doar pentru a lua ființă. De asemenea, a mai fost o discuție de a înființa pe principiul politicii porților deschise exemple de activitate. Adică inclusiv dumneavoastră presa, important este să vă încărcați cu răbdare, să aveți deschiderea pentru ca o zi sau o noapte să stați non-stop în centru de primire urgență. Mi se pare o chestie ok de a vedea, pentru că sunt sute de cazuri care se tratează în centru de primire urgență și zeci de cazuri salvate. Oricâte odată se prezintă numai acele puncte considerate de unii slabe sau că cineva nu și-a făcut datoria, care aruncă o imagine nefastă asupra activității medicilor sau oamenilor de acolo. Am văzut foarte mult suflet și priviri foarte interesate de ceea ce am discutat azi în rândul medicilor și asistenților. Și oamenii spun că își fac treaba și își vor face în continuare. Tocmai pentru a-i susține, noi am plecat de la ideea să intrăm în Consiliul Local la proxima ședință și să schimbăm în cadrul organigramii Centrului de Primire Urgență aprobată de Ministerul Sănătății, să transformăm niște posturi și să mărim numărul de asistente de la 20 la 23. Astfel încât pentru luna august am reușit să rezolvăm, să mergem ca pe fiecare schimb să avem 4 asistenți pe tură ziua și 3 noaptea și câte 2 medici. 2 medici, da. Iar noaptea în garda de la 8, de la 20 la 8, un singur medic. Da, că e de gardă. Da. E garda. Astfel încât să avem câte un asistent care însoțește pe fiecare din cei 2 medici din centrul de primire urgență, unul care face triajul și unul se asigure conexiunea, să poată sta de vorbă, să prioritizeze ceea ce spuneam la primul punct pe care l-am discutat astăzi, activitatea. De asemenea, s-a ridicat următoarea problemă pe care recunosc că nici eu n-am știut-o, că niciun medic nu iese la pensie din centrul de primire urgență. Majoritatea, după o anumită perioadă, își fac o altă specializare și părăsesc, pentru că spun că această zonă fierbinte a spitalului e o zonă care îi duce la, dacă vreți, destabilizare din punct de vedere a sănătății fizice, psihice. Și atunci, sigur că trebuie, din punctul domniilor lor, căutate variante. În momentul de față am înțeles că din cei 7 sunt 2 deja. Da, doctorul Polizov a făcut a doua specialitate, psihiatrie, a plecat. Doamna doctor Tălmăcel, care este medicul coordonator, face a doua specializare de medicină de familie, este primul an. Doamna doctor Ababe, care este pe prestări servicii și se înscrie la postul de care l-am scos la concurs, face și a doua specializare. Și mai este doctorița Graur, care dorește să facă hematologie. Încă nu s-a înscris, dar a spus că urmărește un post la Iași, ea fiind din Iași, încât trebuie să căutăm medic. Mereu, mereu, mereu să fim cu atenția mărită pentru a putea suplini. Un alt punct care s-a discutat vis-a-vis de anumite decese care se întâmplă. S-a spus foarte clar și medicii au insistat să se înțeleagă că în spitale se mai și moare. Niciun om care vine la spital nu vine că e perfect sănătos și nu are nicio problemă și nu-l doare nimic. Deci este evident că sunt de la cazurile mai simple, cazuri foarte ușoare, până la cazurile foarte complexe. Iar o problemă pe care o ridicau aici medicii e aceea că mulți pacienți vin în fază terminală. Nu au asistență medicală de-a lungul timpului, neglijând, mergând pe anumite principii sau dependențe din astea intrate deja într-o cutumă
care nu ține de profesionismul actului medical, iar în momentul în care ajung într-o fază terminală se prezintă. Sigur că din aceste faze terminale, unele au șanse ca viața să mai fie prelungite, la alții viața se, alții viața se curmă. De altfel, eu v-am prezentat aproape cu ritmicitate și numărul de decese, și numărul de nașteri, și numărul de căsătorii în municipiu. V-am spus și foarte clar că suntem intrați bine pe un spor pozitiv, dar trebuie să se înțeleagă că moartea face parte și ea din viață, ca să folosim un joc de cuvinte, și că se mai și moare. Mama mea, inclusiv, a murit în spitalul din Iași. Deci sunt lucruri care pot fi sub control, sunt lucruri de care la un moment dat medicul nu mai are acea mână lungă prin care să poată să stăpânească viața. El poate să o retușeze, poate să o salveze în anumite momente, dar viața se și poate pierde în momente de cumpăr, în momente de fază terminală. Și așa cum s-a spus, asta nu înseamnă că trebuie să fie aruncată, chiar medicii s-au simțit destul de, hai să nu spun deranjați, dar de faptul că nu este privit cu foarte mult obiectivism această activitate, această muncă lor, care înseamnă și foarte mult stres și foarte mult consum nervos, faptul că un medic este desăvârșit, ca să spunem așa, după vârsta de 30-35 de ani, atunci când își termină și specializarea și primariatul sau secundariatul, primariatul și așa mai departe, ca să nu mai vorbim de rezidențiat, care este esențial pentru a practica o specializare. Și sigur că se întâmplă și astfel de lucruri. Mai cu seamă și un al doilea argument în acest sens, Spitalul Municipal de Roman fiind unul de urgență. Și fiind un spital de urgență, sigur că aici apar cazuri de la cele provenite în accidente de circulație, în accidente de muncă, în accidente domestice, adică pe lângă familie, dar și pe cele provenite din aceste accidente a disfuncționalității unor organe, a unor sisteme din corpul uman, care ajung la, printr-o maturare a bolii sau chiar prin îmbătrânire, la faze în care cedează. Ori acest lucru, așa cum în cadrul aceleiași gări sau la același medic, de-a lungul timpului au fost oameni care au trecut și au putut să meargă mai departe printr-o cumpără, sunt și cazuri în care situația este, din păcate, ireparabilă. De asemenea, o altă problemă pe care am discutat-o și o voi susține în perioada următoare va fi o întâlnire între conducerea spitalului, șefii de secții și medicii de familie. Cei care, de fapt, au un rol major în urmărirea pacienților înscriși la ei, cei care le știu cel mai bine istoricul și evoluția bolii și, din păcate, de cele mai multe ori, spuneau medicii specialiști, nu există o colaborare. Și atunci când un pacient vine inclusiv la centru de primire urgență, medicul de acolo nu-i cunoaște evoluția bolii, nu-i cunoaște tratamentul la care este supus, vine într-o fază acută și atunci trebuie să intervină în acel moment pentru a salva o situație. Unii dintre ei poate sunt veniți cu pierderea lucidității sau sunt foarte în vârstă să poată să mai știe exact ce tratament iau și sigur o relație mult mai strânsă ar fi mult mai bine. Mi-am propus să patronez o astfel de întâlnire viitoare. Așa cum vă spuneam, un exemplu foarte clar a fost dat și de către ceea ce se întâmplă pe Centrul de Primire Urgență Roman, unde, dacă vreți, în anul 2015 am avut circa 40.000 de cazuri înregistrate pe Centrul de Primire Urgență, pe care îl deservim, așa cum vă spuneam, cu 20 de asistenți, față de UPU Piatra Neamț, la Spitalul Județean, unde au fost circa 50.000 de cazuri. Deci nu cu foarte mult, de sensibil egale cele două cifre, dar în schimb cu 38 de asistenți, cu 6 asistenți pe tură, ceea ce sigur că ridică și gradul de deservire în sensul micșorării timpului de așteptare. Așa cum am spus, încercăm și noi aici să transformăm 3 posturi și să venim de la 20 la 23 de asistenți, poate începând cu luna septembrie-octombrie. În același timp, cu august, așa cum v-am spus, să venim cu 2 medici pe centru de primire urgență și cu 4 asistenți pe zi, cu medic de gardă și cu 3 asistenți pe timp de noapte, încercând astfel să dezervim, să fluidizăm. Am insistat foarte mult asupra comunicării și asupra atitudinii medicului sau asistentului față de pacient.
fără a face, dacă vreți, neapărat o analiză a evoluției atitudinii și limbajului medicului sau asistentului față de pacient, am insistat ca aceste lucruri să se schimbe într-o interfață mult mai prietenoasă. S-a recunoscut că poate au fost și cazuri când nu a fost cea mai prietenoasă discuție, dar s-a spus foarte clar că după ce vezi câteva zeci de cazuri, unele destul de grave, s-ar putea ca la al 25-lea sau al 30-lea pacient să nu mai ai nici aceeași disponibilitate fizică, psihică, pentru că sunt lucruri care încarcă negativ și atenția este una mărită, mai ales pentru cazurile majore. Cu toate acestea, nu au fost cazuri de părăsire a posturilor. Oamenii au stat pe front, ca să zic, acolo, pentru că acolo este o linie fierbinte, este un punct zero al spitalului. Avem în acest sens deschidere spre o atitudine pozitivă și pentru o schimbare, dacă vreți, în ceea ce înseamnă relaționarea. Până la urmă, s-a spus foarte clar că și medicii sunt oameni și ei încearcă să fie cât mai optimi, dar de multe ori apare și această cădere, dacă vreți, mai ales în momentele foarte dificile. Drept pentru care, dincolo de atitudinea la care am ținut foarte mult și la comunicare și încercare pe cât posibil ca prioritizarea să se facă cât mai obiectiv, iar gravitatea urgenței să primească timpii de așteptare în conformitate, am solicitat conducerii și să monitorizeze ca până pe 15 august încercăm să finalizăm și acele propuneri pe care eu le-am făcut cu reabilitarea unor zone, repararea altora sau ridicarea gradului de funcționalitate în altele. Vreau să analizați aici și funcționalitatea tuturor camerelor din CPU și de ambulatoriu și să facem o gândire în sensul ca înregistrările să fie nu numai audio, numai video, ci și audio. Asta și pentru a-i proteja pe cei care lucrează acolo. Mi s-a spus foarte clar în gardă acum zilele astea, cum cineva a venit, s-a enervat, a dat cu mâna, a spart un geam, s-a tăiat tot. Și acum nu știa să-i se dea îngrijirii celui care a venit sau el că intrase el deja într-o fază de urgență. Credem că nici astfel de atitudini nu sunt normale. Trebuie să se înțeleagă situația psihică a celui care vine acolo sau a însoțitorului că nu e într-o fază foarte bună, dar și ei trebuie să vină cu înțelegere astfel încât să se deschidă un parteneriat în comunicare. Eu am convingerea că în urma discuțiilor pe care le-am purtat astăzi, în urma unor decizii pe care le-am luat împreună, cred că lucrurile vor intra într-un sens pozitiv de colaborare și relaționare. Sper că se va vedea un plus în acest lucru, dar cu rugămintea de a se înțelege că sunt lucruri care nu se pot face bătând din palme, sunt lucruri care de cele mai multe ori nu depind de noi. Eu am mediat și am discutat această problemă și m-am implicat activ în ea. Sunt anumite aspecte care țin de Ministerul Sănătății și oricât de mult am dorit noi, nu le putem transforma sau nu le putem asigura alte funcționalități. De asemenea, trebuie să se înțeleagă că atunci când sunt cazuri mai grave, chiar dacă fiecare, eu v-am mai spus odată și în anii din urmă, de la audiențe, fiecare care vine consideră că problema lui e cea mai importantă și că toate celelalte ar putea să aștepte. Ei, aici și medicul și asistentul trebuie să dea dovadă de obiectivitate, de deschidere și această prioritizare să se facă în conformitate cu starea de fapt și încadrarea pe timpii de așteptare și pe cazul de urgență. Eu cam atât am dorit să vă spun. Dacă din conducerea spitalului dorește să vă mai spună cineva ceva și apoi să puneți întrebări dacă le aveți. Doamna director, vreți să mai precizați ceva? După ce o să scoatem astea trei posturi de asistenți la concurs, eventual să putem pune 5 asistenți pe tură. Păi asta ne-am dorit. Da. Și atunci să fluidizăm mult mai repede
pacienții să nu aștepte. Asta înseamnă că posturile astea nu vin din plus. Se vor renunța la niște posturi de infirmier, de îngrijit, tot din cadrul CPU-ului. Pentru că v-am spus, organigrama, statul de funcție aprobat de Ministerul Sănătății și nu putem interveni mai mult acolo. Deci, pe lângă cei 7 medici și 20 de asistenți, să încercăm, pentru că sunt un asistent este la pensie în august, altul este în septembrie. Pentru cel din august deja a fost anunțat concurs, pentru cel din septembrie deja am rugat ca să treacă la organizare și în septembrie să organizăm concursul. Să avem cât mai mult, mai puține sincope. Și dacă o rezolvăm și în Consiliul Local acest lucru, foarte repede să putem trece și la angajarea celorlalți trei. Și cu un plus de atitudine, eu cred că lucrurile vor funcționa mai bine. Altceva? Doamna director medical? Aș vrea să menționez presei că atât doamna manager cât și domnul primar ne sprijină în obținerea aprobării pentru două linii de gardă pe chirurgie, respectiv o linie o avem, linia de chirurgie generală, și a doua linie să fie linia de ortopedie-traumatologie. De ce este necesar acest lucru? După cum bine știți, există posibilitatea ca într-o gardă să avem un accident de circulație, iar atunci medicul de gardă pe chirurgie să fie blocat timp de 2, 3, 4 sau mai multe ore în sala de observație. În sala de operație, mă scuzați. În acest timp, pacienții care sunt în centru de primire urgențe și așteaptă cu pacienții cu patologie chirurgicală sau patologie traumatică, sunt nevoiți să aștepte până când medicul chirurg iese din sală. Deci este o situație care nu este dependentă de noi și care nu poate fi influențată. Drept pentru care s-a luat în urma discuției și cu domnul primar și cu Consiliul Medical de la noi această hotărâre ca de a fi înființată o a doua linie de gardă pe ortopedie-traumatologie. Avem și personalul necesar, deci putem să acoperim în timp de 30 de zile și această a doua linie de gardă. Va fi de asemenea în beneficiul pacienților și vom diminua, zic eu, semnificativ timpii de așteptare, măcar pe patologia chirurgicală și traumatică. Pentru care este nevoie de aprobare de la minister. Da, avem. Bineînțeles. Da. Da. Continuăm cu aia, zice. Da, dar vă rog să ne dați mai multe detalii, pentru că știți, când facem așa o afirmație că au murit 10 persoane, fără să știm exact... Dar nu au murit 10, săptămâna trecută au fost vreo 30 decese. Deci asta nu le putem spune în carca că au murit. Au murit, că au venit moartea. Așa cum a precizat și domnul primar, știți că există o vorbă printre noi, medicii la spital, ca o tendință a societății de astăzi, pacientul în fază terminală nu mai vrea să mai moară acasă, sau cel puțin familia pacientului în fază terminală nu mai dorește ca pacientul să moară acasă. Să știți că acesta este un fapt social care este întâlnit în mod concret. Sunt pacienți cu boli oncologice, nu neapărat, boli cardiovasculare. Și urmează tratamentul, pacienți gravi, și în momentul în care ajunge în CPU cu ambulanța în stare gravă, în stop cardiorespirator, vă dați seama, durează foarte mult. Iar dacă mai intră în stop și 45 de minute, durează resuscitarea. Păi atunci, acei pacienți care așteaptă, normal că se prelungește și mai mult timpul de așteptare. Iar dacă pomeniți de 10 morți într-un weekend, vă dați seama cât au așteptat ceilalți pacienți pentru a putea intra la consultul în centru de primiri urgențe, fiind blocați asistenții și medicul, că în sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale este doar un singur medic de gardă, nu sunt doi medici, și atunci de aici se prelungește timpul de așteptare, de aici nemulțumirea celor care așteaptă. Dar să spunem că este un medic de gardă, pentru că doi nici nu putem face, pentru că ăsta e sistem, că cineva poate zice că domnule, dar faceți doi, nu poți să faci. Noi suntem centru de primiri urgențe, nu suntem UPU, da? Dacă domnul primar a prezentat că la Piatra Neamț pe 50.000 de cazuri sunt 38 de asistenți, iar noi la Roman pe 40.000 de cazuri sunt 20 de asistenți. Sunt 20 de asistenți pentru că așa ne obligă ordinul 1706, după care funcționează centrul de primiri urgențe. Noi dacă facem modificarea de structură, facem în statul de funcții, noi facem pe posturile aprobate de minister. Nu putem noi scoate la concurs posturi fără să avem... Da, deci... Sau am întrebat despre un caz. Mi s-a spus că a murit un copil, nu? S-a necat acasă. S-a necat acasă, a intrat în stop cardiorespirator, a ajuns la spital, s-a constatat decesul. Păi decesul s-a constatat de spital, dar el murise. Da, era adus decedat acasă. A fost așa un caz,
Sâmbătă. Bă, da, oarecum noi ne dăm la vechea poveste și aia cu ambulanța. Și văd din partea dumneavoastră, doamna manager, că spune așa zice legea, așa zice ordinul, așa putem noi să suntem CP1, nu suntem UBU. Da, da, a și s-a... Mă scuzați pe colegii dumneavoastră, aia care iau deciziile, deci am vorbit cu domnul doctor Călin Alexandru, care este directorul DSU și care a spus că din partea dumnealor avem avizul favorabil, deci dumnealor au și semnat, ne-au și trimis adrese, de fapt nu nouă, au trimis către Spitalul Județean Piatra Neamț, urmează ca... Da, da, tot așa. Cadru, da, tot așa. Da, deci exact că ești de acord. Da, exact așa cum a făcut domnul primar și dumnealui a făcut, pentru că suntem CPU și atunci vom funcționa prin UPU Piatra Neamț. Dumnealui a... Da, dar dumnealor au dat avizul. Trebuie să primim avizul de la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății ne-a trimis adresă în care cer memoriul justificativ, l-am făcut, este dat, așteptăm răspunsul. În pe... Încă unul. Dacă încă unul. Sunt asta au dorit dumnealor, memoriul justificativ de la Spitalul Roman și de la Spitalul Piatra Neamț, dacă își permit și au un în statut de funcții personal, dacă deci tot ce au cerut au fost trimis la minister, trebuie să intrăm, spunea că o să se ocupe doamna doctor Tănase, care este directorul pe partea cu avizele și în momentul în care obținem aviz favorabil de la dumnea ei, atunci pornim. Nu ține de roman absolut deloc. Preocupări există. Și de lucrurile că nu vrem să le facem, să nu înțeleg. Am dat o audiență la domnul ministru, puteți cere? Eu am cerut audiență la domnul ministru și mi-a spus că este foarte ocupat, eventual, nu la ministru actual, vechiul ministru, și eventual, dacă vin, exact așa mi-a spus consilierul domnului ministru, doamna Alina Timofte, dacă vin, eventual să discut cu altcineva. Deci am și hârtiile prin care m-am înscris pentru audiență. Nu, preocupări există și ne zbatem în continuare, nu le lăsăm așa. Vedeți că în câteva zile deja s-au făcut câteva întâlniri, câteva discuții și deja s-au luat niște măsuri, deci există preocupări. Lucrurile nu sunt așa de simpli cum par la prima vedere, deci eu am rugat mai mult. Din partea conducerii spitalului să existe o mai bună relaționare cu dumneavoastră, să fie o mai mare deschidere, să fie organizate mai des conferințe de presă și mai mult decât atât, la fiecare conferință de presă să participe pe rând și medicii șefi de secție, cu care dumneavoastră să puteți interacționa, să puteți pune întrebări, să cunoașteți activitatea, inclusiv acele porți deschise, prin care dumneavoastră să puteți participa pe parcursul unei zile sau a unei nopți la ce se întâmplă acolo. Din weekend puteți spune la murit, a murit doi de la pneumologie, unul dacă ce, dați unul de jumătate de oră după ce terminăm această întâlnire timp să mă interesez la serviciul nostru de anatomie patologică care ține evidența tuturor deceselor care au loc în spital, inclusiv cele care pentru care se solicită necropsie și cele pentru care nu se solicită necropsie, inclusiv cu patologia fiecărui caz în parte, da, pot să vă răspund la această întrebare. Conferința de presă nu a fost decât în sensul în care noi am gândit-o, dar se poate pregăti și să vă dea informații. În principiu însă, 10 nu reprezintă o cifră imensă, nu? Asta vreau să lămurim. Există zile când nu are nimeni, există zile da. Când nu are nimeni, da, da. Probabil că informația dumneavoastră se referă și la cazurile care au murit din teritoriu și ambulanța este obligată să le aducă cumva la spital, se constată chiar și mort. Decesul, mort, se constată decesul în cadrul spitalului, dar nu rămân aparțin de medicina legală. Știți că sunt moartea suspectă din teritoriu, dar care este adusă firesc la spital. Noi, când facem o statistică a noastră, nu ne referim și la aceste cazuri. Astea sunt cazurile medicinei legale. Eu pot să vă dau informații despre situația deceselor din spitalul nostru.
Și cauza, evident, și cauza din decesul. Adică acele care sunt pe secție și intrate prin CPU. Da, alea, da. Sau care au decedat, deci pot să vă dau exemplu că au fost pacienți în vârstă, o pacientă de 80 de ani, din secția medicală, decedată, internată de o perioadă de timp, datorită unei patologii complexe asociate. Deci nu e vorba nici de un... o epidemie, nici vorbă, nici de un accident cu victime multiple. Nu, dar vedeți, trebuie să subliniem că să transmit, vedeți, aceste vorbe care se aruncă, îndrăznesc eu să spun așa, știți, pot să genereze tot felul de temeri nejustificate. Deci în momentul de față, să știți că noi în fiecare zi la ora 9 raportăm ministerului cazuri generate, deci probleme generate de caniculă și nu avem înregistrat niciun deces de această cauză. Da, mai am o întrebare, dacă mă puteți lămuri, nu se poate de pe alte secții ale spitalului să depășați neoficial niște asistenți la CPU? Nu. Neoficial nu se poate, da? Doar cu acordul părților, cum ar veni. Și ca atare, dacă ar pleca de pe o secție, ar rămâne minus pe secția respectivă. Și atunci pacientul, adică când să spunem așa, nicio secție nu are 100% ca să zici că poți... Nu, dar măcar pe acea organigramă, pe celelalte secții, te poate umbla în consiliul local și atunci mai punem două posturi acolo. Da, da, v-am spus, numărul de posturi e aprobat prin ordin... E aprobat pe ordinul 1706. Noi banii îi primim de la DSP, se decontează separat ce e aici. Și nu putem să plătim acei asistenți de la bugetul de stat, că intrăm în altele. Nu, domnul director? Da, voluntarii. Dar voluntari, dar voluntarii... Ajută, nu poate. E voluntar? Ajută, dar nu se pot implica în cazuistica asta pe CPU. Că aici e personal specializat în plus față de... Da, da. Și dacă... E vorba și de responsabilitate. Și dacă îmi permiteți, de ce nu se poate pune în practică ideea dumneavoastră? Pentru că nu putem să trimitem, să detașăm un asistent din radiologie la centrul de primire urgenții, firesc. Centrul de primire urgențe reprezintă o rolă specifică a lui, da, nici de la dermatologie, parcă n-am putea să-i trimitem la centrul de primire urgențe și așa mai departe, cum nici invers n-ar putea veni în radiologie, știți și fiecare. Sunt secții grele, secția de chirurgie este o secție foarte grea și asistenții de acolo chiar au activitate intensă. Pe un număr de 55 de paturi, să faci tratament din 6 în 6 ore, la 3-4 asistenți cât ea. Secția de medicală la fel, este o secție grea. Secția de ortopedie în care toți sunt imobilizați la pat sunt secții grele, da? Ca atare nu poți să spui că ai luat de pe o secție din asta și duci în CPU și apoi ce fac pe secții? Nu, dar nu se poate legal, hai să nu plecăm de aici. Dacă legea, că eu când am început discuțiile astea, v-am întrebat prima când mi-ați arătat legea. Ce se mai duce că ar putea, nu putea. Dacă legea nu permite și n-am cum să-l salarizez acolo, e punct.ro. Un alt aspect care cred că a fost dezbătut, când am mai avut probleme cu la CPU, părea că sunt depășiți din punct de vedere al sarcinilor și infirmierii sau personal auxiliar, cei care trebuie să ocupe de curățenie, de schimbat, nu știu, ceșanul, ce mai e pe acolo. Se poate face ceva, poate există îngrijitor. Deci s-au făcut angajări pe îngrijitori, da. Noi avem îngrijitori de curățenie. Dacă la 1-a 10-a erau 2, noi acum avem 4 îngrijitori de curățenie, deci s-au angajat 2 în ultimul timp. Și încă 2 posturi iar se scoase la concurs. Îngrijitorul de curățenie în programul lui de lucru este între 6 dimineața 22. Nu se justifică și nu te lasă tot ordinul să ai îngrijitor de curățenie noaptea. Deci de dimineață până la ora 22. Dar asta începem, aveți un, și din păcate sunt cazuri foarte urâte care vin și aveți pacienți care sângerează foarte puternic. Nu stă în, deci în să sângereze. Deci dacă este o plagă deschisă, se intră în cabinetul de mică chirurgie, vine chirurgul, dacă plaga sângeră foarte mult, intră în sala de operație, dacă nu, o rezolvă acolo. Nu stă plaga să sângere la nesfârșit. Deci nu este treaba îngrijitorului, este treaba medicului să s-o referi la altceva și adică poate fi o idee. Că de unde putem trage? Spune așa, dacă n-am putea pentru centru de primire urgență, să folosim, să încercăm să găsim, să identificăm lenjerie de asta de unică folosință. Adică
pacientul și lenjeria. Da, din aia care e din un fel de hârtie, din care se folosește, mereu e înlocuită, mereu arată bine, mereu e curat, mereu e steril. Deci asta cred că ar fi o idee bună. Eu zic că de oricine, nici eu nu sunt profesionist în medicină și ați văzut cu ideea cu care am venit-o și eu, au venit specialiștii. Așa și asta, cred că e o idee bună care trebuie căutată și găsită. De oriunde poate sări o idee. Dar e un obligatoriu normativ să fie un client de unică folosință în patru mele unde vieți. Sunt rolele, rolele alea. Ale pentru masa de consultații sunt. Pentru. Noi vorbim de paturi acum. Sunt. Deci veniți și vedeți că... Nu vorbim pe paturi. Nu paturi, de pansamente. Și am întrebat eu. Când a spus bine, era. Ca la sala de pansamente nu putem avea role de pe sala de pansamente. Nu, dar eu zic că trebuie văzut și trebuie încercat să fie. Adică trebuie făcute lucrurile să funcționeze și căutat. Pentru că până la urmă... Noi facem o activitate în sensul în care să ridicăm nivelul de calitate și pacientul să fie din ce în ce mai mulțumit. Nu puteam noi să le rezolvăm pe toate și să facem cum e în spital în Viena, dar trebuie să facem întotdeauna. Știți că eu am un orgoliu local și oricum suntem peste spitalul județean și peste multe alte județe, alte spitale. Chiar dacă o să aveți curiozitatea să vedeți la Iași, să vedeți cam de ce timp de așteptare sunt pe la Iași. La Spitalul Sfântul Speridon, adică 3, 4, 5, 6 ori la ordinea zilei. Și acolo sunt două linii de gardă, sunt rezidenți, sunt studenți, sunt... Dacă permite, domnul Roman, Primăria Roman a luat și un premiu pentru transparență, site-ul primăriei, sunt om care se ocupă. Noi poate nu vă plictisim de atâtea ori telefonul, pentru că găsim pe site tot ce trebuie sau în telefon. Nu ar putea și spitalul să facă. Sunt pozele neactualizate din la început anului. În 2014 sunt poze când era curtea veche. E imaginea spitalului. Nu s-ar găsi un loc pentru că nu fi situația. Dacă ți-e informatician? Să sunăm pe cineva, să ne prezintă statistică. Să tot timpul s-o cuvinte asta. Există un exemplu foarte frumos al spitalului județean. Zilnic se prezintă știri, dacă sunt cazuri deosebite, la urgențe, se prezintă presa preia și atunci creează o altă imagine. Până dacă ești un vid de imagine, normal că trebuie să trebuie să prezintăm noi ce se întâmplă în spitalul ăla. Să duce cineva în emoțiune și scrie acolo. Ce este știrea? Da. Da, e ok ce a spus, așa e. De asta eu am cerut aici o mai mare transparență, o deschidere în dialog cu dumneavoastră, să fie cu anumită ritmicitate ok conferințele de presă, pe rând la fiecare conferință de presă să participe câte un medic șef de secție la fiecare, să vină să discute, să spună cazuistica, dar mi se pare corect și cum a spus, să existe acest site care să fie actualizat, aveți informatician acolo, îi dați prin fișa postului. Nu suntem rog, nu vreau să preluăm știrile negative, dar dacă astea sunt primele... Da. Da, astea este în spațiu public, astea sunt comentate. Că și dumneavoastră sunteți convinși că ce cazuistică este în spital, la câți bolnavi sunt în spital, asta înseamnă un epsilon față de întreaga cazuistică. Dar promovând acestea, se creează imaginea că asta ar fi situația. Dumneavoastră știți ce vorba circulă în interiorul jurnaliștii. Nu lăsa presa să inventeze știri. Dă-i clătiri cu cele de cealaltă cu știri ca să nu ai timp să construiești. Noi n-am știut. Dacă ne lasă să construiești știri, noi ne poate fi. Ei, n-am știut. Da, avem, să... doamna Flora, dar de câte ori a sunat? V-a recuzat cineva? Odată, doamna doctor, în operație, boala la care noi trecem foarte... Doamna Flora, eu cred că niciodată când dumneavoastră ați sunat, noi nu v-am refuzat și am fost și destul de prompți. Și v-am sunat după aia, chiar dacă n-am putut răspunde atunci, am sunat. Am tratat un cadru cu casa, la Tânteia, pe roapte 29 ori, la Tânteia. Păi, la contractul cu casa, am primit cu 5% mai puțin pentru spitalizarea continuă și cu 8% pentru spitalizarea pe foi de zi. Mai puțin 8%? Da, da, da. Numărul de externări pe lună au scăzut de la 1706, cât trebuia, cât aveam contractul cu casa. Acum avem 1679 de cazuri. Și s-a diminuat și la foile de zi. Uh,
spuneați problema reducerii de paturi, cu câte au fost luate de la Roman? 5 paturi. 5 paturi. Fost, dar nu s-au luat paturile, s-a luat deci, finanțare, finanțarea pe 5 paturi. Paturile au rămas acelea 666 de paturi. Trebuie să scăpați de numărul ăsta, 666. De asta nu obțineți finanțări buni. Da, din județul Neamț, 20 de paturi au trebuit luate, din care hotărârea Casei de Asigurare a fost 5 paturi de la Roman, ca finanțare. Deci numai ca finanțare, nu paturi fizice. Și nu este ceva spectaculos, pentru că și anul trecut s-au mai luat 5 paturi. Deci noi avem 666 de paturi fizic în spital, și dar finanțate 640. Deci 40, am ajuns acum. Au fost 645, au rămas 640. Deci an de an, casa ne ia de la finanțare, repetăm. Nu înseamnă că dispar paturile fizic din spital. Asta e clar, că doar nu înțeles când se iau paturile din și eu. Da, noi am evitat probleme. Păi atunci hai să facem, dacă tot e așa, hai să facem 670 de paturi, finanțate 640. De ce să rămânim 666? Tot ministerul este cel care... Da, că ei reduc finanțarea, reduc și la un moment dat... Și mi-au fi dat mie de leau asta, eu eram mai liniștit fără problema asta, adică altă. Na, cu trebuie să fiu și doctor. Trebuie să mă într-o luni de zile mă pregătesc, operez, doamna Flora, dacă aveți o problemă. În perioada aceasta, la nivelul sindicatelor din București, au existat foarte multe discuții referitor la modul de plata al medicilor și la această uzură a medicilor în gărzi. Da, noi la nivel de salarizare a medicilor, ceea ce privește garda, eram plătiți și suntem plătiți la salariul din 2009. Nu suntem plătiți pe spor de noapte, da? Dacă asistenta care lucrează noaptea are 15% spor, medicul nu are și nu primește la gardă sporul de secție. Și aici... Și pe... nu s-a rezolvat problema nici acum, că am întrebat la luni. La da, încă se discută la nivel de... Și se mai dorește ca după ce face garda medicul să aibă o odihnă, liber, să plece acasă, să fie liber, și încheiate contracte cu timp parțial de muncă pentru gărzi. Aici ați reușit să aveți acoperirea totală... medicilor, care trebuie să se odihnească, pentru că în deficit de medici... Încă nu s-au hotărât, ceea ce se încearcă. În momentul în care o să pună în aplicare, într-adevăr, acoperim. Domnul primar vorbea de înființarea unui asociație a pacienților în Roma. La un moment dat, când a fost toată povestea... Doamna Flora, dacă mă puneți toate întrebările pentru un an de zile? Am avut tot. Ea m-am discutat. Ultima întrebare, vă rog. Da. Cum poate fi finanțată pentru asociația asta a pacienților? M-am interesat să aibă o structură de personal. Nu, dar nu ne referim la aia națională. Un ONG care să funcționeze, să aibă reprezentare. Ei, și dacă nu l-afiliem, nu-i cere neapărat să fie afiliat. Facem o formă de organizare, nu, că pe noi nu ne interesează acum cât de bine e organizată asociația pacienților la nivel național. Pe noi ne interesează să avem un feedback și un partener de discuții, colegiul medicilor, conducerea spitalului cu pacienții din Roma, care să fie o formă de organizare care poate să fie consultativă. Nu ne interesează de acum profesionalizarea lor. Pe noi ne interesează profesionalizarea și ridicarea gradului de activitate și optimizarea funcționalității spitalului, medic, asistent, infirmier, brancardier și așa mai departe. Pe noi ne interesează să așezăm instituționalizat un partener de dialog a colegiului medicilor. Asta era toată ideea. Nu mă gândesc acum să profesionalizăm și să nu știu ce să facem. Calitatea de pacient e pacient și fiecare are percepțiile și așteptările lui. Important e să aibă niște reprezentanți cu care să poată discuta, să fie chiar membri în comitetul de etică și așa mai departe. Da. La nivelul Consiliului de Etică trebuie să fie, să face parte și un reprezentant al Asociației Pacienților, numai că trebuie să aibă o experiență de 3 ani. Și ceea ce nu... Da, am pus eu o întrebare, asta au început să râdă. Am pus și eu o întrebare, tot ironic, zic ca pacient, că pacient suntem de când ne naștem. Nu, în activitatea asta. Tocmai de asta vrem să o creăm anul ăsta, ca ea să devină funcțională încetul cu încetul. Penalitățile în aparatul de radiologie
patologiei de când încep să fac de acum. De la sfârșitul lunii august. Și care e valoarea penalităților? 0,01% pe zi din sold, conform contractului. Așa sunt toate. Noi sperăm să nu ajungem acum. Să zicem că prima ședință de Consiliul Județean a fost una de antrenament, așa, și nou. Dar eu chiar sunt curios dacă acei consilieri din Roman au votat pentru sau împotriva. Asta a discutat, au votat împotriva. Ce le dau de acum? Nu asta mi-a fost. Deci... M-am gândit o continuă la piață, dar noi suntem la Roma. Da, din păcate, din păcate nu ar trebui să fie. E o discuție veche care e un an și ceva asumată. Au fost eforturi din partea tuturor să facem această investiție absolut necesară în zonă. Noi am făcut niște eforturi suplimentare considerabile prin autorizări și taxele care s-au plătit. A pus să obținut din toate avizele. Și ar fi păcat ca să ne necăm ca țiganul la mal, chiar dacă nu am reușit să-l punem în funcțiune cum ne-am propus la sfârșitul mai să intre de la 1 iunie, nu am reușit să intrăm în contract cu casa pentru servicii de acest tip. Avem promisiunea că în cadrul funcționării și punerii în funcțiune, pe ultimul trimestru, ne vor primi la o renegociere să putem prinde și astfel de servicii pe contractul cu Casa de Asigurări pentru, sigur, pentru a acoperi cheltuieli suplimentare, dar nu vă ascund că cel mai important este faptul că acest aparat este de ultimă generație, radiază pacienții mai puțin, obține un flux informațional foarte ușor către secții și arhivarea tuturor datelor și cheltuieli mai puține pentru că nu vom mai folosi film. Deci cu cât îl punem în funcțiune, cu toată lumea poate beneficia de acest. Cât a pierdut spitalul la negocierea contractului, când ne-a spus într-o se pierde, când ați reușit să contractați servicii pentru aparatul de radiologie? Doamna Flora, iar s-a fost o neînțelegere. Deci noi nu am avut contract cu casa pe radiologie, pe ambulatoriu. Cel puțin de 3 ani de zile de cât sunt eu, nu am avut acest contract. Deci nu am avut ce să pierdem, având în vedere că nu am avut contract. Din cont, noi încercăm să introducem pentru prima dată în ultimii, să nu mai spun mai mult de 5 ani, să avem contract și pe radiologie. Radiologia de asta s-a și făcut demersul cu acest aparat. Deci nu pierdem. N-a avut nimic de pierdut, deci n-a câștigat. Nimic, da. Noi nu am avut nici anul trecut, nici acum 2 ani, nici acum 5 ani. De ce? Pentru că există o condiție a casei care spune că aparatele mai vechi de 8 ani de zile nu intră în relații contractuale cu casa de asigurări. Acum așteptăm un salariu chitit pe ăsta, intră și asta în dată în 8 ani de zile. Doamnă primar, n-ați încercat, n-ați făcut de cunoscut ca un diploma, n-ați încercat o întrevedere cu domnul Arsenis, ca dincolo de dacă mai aveți și alte întrebări. Asta e întrebarea. Dacă mai aveți și alte întrebări. Pe tema de azi. Pe tema de astăzi. Pe teme politice nu intrăm în discuție acum. Vă mulțumesc frumos, o zi bună.